numesc Franco Maria Lavinia, am 24 de ani și vin din Comuna Măneciu, județul Prahova. În prezent sunt studentă la Universitatea Națională de Muzică din București, ultimul an de master, la sinteză muzicologică. Copilăria mea a fost frumoasă. Nu erau atâtea telefoane, nu era atâta tehnologie și atunci ne strângeam așa o mulțime de copii de pe stradă și jucam fel și fel de jocuri. Asta la început. După ce am descoperit pasiunea asta pentru muzică, s-au mai schimbat puțin lucrurile. Am început să învăț cântece, să studiez, adică a fost nevoie de puțin sacrificiu. După ce se termină școala, vreau să încep să studiez folclorul mai aprofundat. Eu sunt foarte atrasă de partea asta de folclor, de ce înseamnă tradiție, ce înseamnă muzica tradițională în adevăratul sens al cuvântului și de asta vreau să mă ocup. Felicitări și la mulți ani! Vă invit să-i cântăm la mulți ani pentru că e ziua ei! Da. La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Astăzi e ziua ei! Nu puteam să nu-i zicem la mulți ani! Viața la 25 de ani este foarte frumoasă, mai ales că am avut ocazia să petrec o zi de naștere inedită, pot să spun, aici la Vedeta Populară. Nu m-am așteptat niciun moment la o surpriză de genul acesta și chiar m-am emoționat, mi-au dat lacrimile când doamna Iuliana a intrat cu tortul în platou. Nu, nu m-am gândit că o să-mi fac o asemenea surpriză. La mulți ani! S-a întâmplat să fie ziua ta fix astăzi și nu puteam. Na, e o zi specială pentru tine. Știu că sora ta, care ți-a fost ca o mamă, este în Germania, nu e cu tine, dar uite, noi astăzi ne-am gândit să-ți facem așa o bucurie cu toții aici la Vedeta Populară. La mulți ani! Mulțumesc tare mult! Să auzim ce spune juriul. Niculina, te rog. Zona din care vii tu este o zonă regală, dacă vrei. Pe acolo și-a purtat pașii Regina Maria, costumul din zona Prahovei, a mușcelului, este un costum care a fost foarte bine pus în valoare și promovat de Regina Maria. Sunt convinsă că poți să faci lucruri foarte frumoase și cu vocea, dar și cu intelectul. Mulțumesc! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog!
Lavinia a cântat, într-adevăr, un cântec mai puțin accesibil și cu un text frumos. Să vedem, sunt curios mai departe, da, ce... Deocamdată fiind clar că e convins. Profesionistă, așa cum se zice. Asta poate fi o calitate, dar poate fi și un defect, nu știu. Sunt curios. Cornelia. Da, Lavinia e o prezență foarte plăcută. Mie mi-a inspirat calm, liniște, foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumim. Frumos. Succes. Mulțumesc. Doamne, ajută să ne revedem în proba a doua.